Bine v-am găsit, dragilor, o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Și dacă este miercuri, eu și Diana Enache stăm de vorbă cu cineva din lumea artei și astăzi trecem la muzică. Rareș Varniotă este alături de noi din trupa Alb Negru. Bine ai venit, Rareș, pe la noi pentru prima dată. Ce faci? Foarte bine, ca să zic așa, de ce nu? Voi cum ce o faceți? Să zici așa? Nu te simți bine la noi aici și a finului? Aer, după cum se vedeam și ochelarii de seară la mine. La televizor se vede, încă se mai vede, da. Eu am, după mine s-a scris piesa, două perechi de ochelari de soare. Aia care îi porți și apoi când dai jos, ieși pe ea de soare, de seară. Diana, ce faci? Nu te-am mai văzut de mult, aproape de la altă. Băi, Alice, ce să fac? Am apucat și o să mă duc repede la coafor, să mă fac puțin viorica, așa, să-mi trântesc două, trei bucle și m-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi. Că eu când vine cineva așa din familia mea apropiat, așa, te pregătești intens. Nu mai sunt efervescent așa. Luni eram foarte efervescentă cu Cristi aici, am vorbit super liber. Astăzi, cred și stai că, cum mi-a fost creșterea, am înțeles ce am vrut din asta. Zic. Adică vrei să spui că domnul Pulhac nu face parte din familie? Ba da! Cristi este, eu am l-am adoptat pe Cristi, este verișorul nostru. De fapt, vezi, Rareș, nu m-am prins-o, vezi? Nu, nu suntem, sănătate, să trăiască verișorul, suntem să fie verișoarele sănătos de la țară. Dar cu Rareș nu avem o relație specială, este finul nostru de suflet, nu că, na, cu taică nu puteam să-l culunăm și la taică e mai complicat. Am zis că rămânem de suflet. Și mă bucur foarte mult să fii aici alături de noi, ca lumea să te descopere, să-ți descopere talentul mai mult și mai mult, mai mult. Pentru că durerea mea, dacă vrei, așa, mi-ai dat verde la vorbă, este că nu este suficient promovat. Cine? Și eu mă chinui și vreau ca lumea să-l vadă că este foarte, foarte talentat și el tot timpul e moldovean liniștit și stă la umbră. Locul lui. Eu stau la umbră că soarele, după cum vedeți, mă rocorește, deci m-a rocorit soarele ăsta. Da, ai dreptate să știi că, uite, acum pe ecran se vede un pic. Ochelari, da. Mă uitam, nu că vreți să vedeți pic picioarele, nici eu nu vreau să le mai văd. Vai de mine, deci am zis, zic, Doamne, zic, tu nu mai ai ajuns la emisiunea astăzi, este, ce să fac, dacă te-a făcut mămica alb, ce să fac? Da. Eu sunt prea alb, ca să zic așa. Se uită și mama soacră să salutăm și pe mama. Da, da, da. Salut și pe, și pe pitic, acolo sunt la mare. Să vă pupăm. Grijă la soare. Nu, că el are noroc că n-are tenul meu. Noroc, are tenul soției și, da, mă bucur, ca să zic așa. A luat tenul din partea care trebuie, ca să nu se aibă probleme. Eram două semafoare în casă și... Rareș, vreau să stăm de vorbă despre povestea ta și, bineînțeles, facem o paralelă și cu sportul, pentru că Naționala Artiștilor, nu e așa, este în floare, antrenamentele exact când... Luni de la 5? De la 3. De la 3. 4, de la 3. Hai că ați nimerit. Hai că e ok, de la o oră lunea, așa. Luni de la ora 3. Că sigur că mă ceartă taică tu, că nu știu niciodată când e antrenamentul de luni. Luni. Și ajungem și la fotbal, dar vrem să mai știm despre tine. Știi, Diana, multe lucruri din copilăria lui Rareș? Măi, din copilărie nu, chiar astăzi... ceva ce nu știu. Nu, chiar astăzi să știi că am mai citit puțin despre tine, așa, lucruri pe care eu nu le știam, dar aștept să mi le spui tu. Te-a luat la dosar. Da, da. A apărut ceva pe radio? Sau? Ai ce citit la radio ultima oară? Te-am analizat puțin, așa. Și am zis să ne spui despre copilăria ta, despre ce făceai, despre cum te jucai, ce activități aveai, ce sport făceai acolo la Roma, unde ne-ai dus și spui foarte... Eu cred că toată generația mea avea sportul ăsta, mingea și afară, că ne certam cu vecinii, cu mașinile. Bine, nu erau multe mașini atunci. Era foarte frumos. Acum sunt parcări, m-am întors chiar de curând acasă, am fost la tata și... Nu mai bate nimeni mingea în spatele blocului, nu? N-ai unde să mergi, apoi să joci fotbal sau cum băteam noi mingea, ne făceam tot felul de terenuri de fotbal, găseam un petic de iarbă, acolo era stadionul, chiar mi-am aduceam aminte că, ia uite, stadionul nostru într-un părculeț, acolo o bucată de iarbă. Da, toată ziua afară eram, vați ascunsele, tot felul de jocuri, eram cașcă mare acolo la bloc. Eu eram tot, eram zăpăcit și de mic, așa, ca să zic. Eu eram băgat la înaintare când era de făcut ceva o prostie. Eram, cine era, Rareș? Eram în față, hai, du-te tu, Denis, du-te tu și, da. Nu, dar am avut chiar o copilărie foarte frumoasă și le mulțumesc părinților pentru asta și prietenilor de acolo de la bloc, că noi chiar ne-am distrat, adică mă bucur că n-am avut telefoane, n-am avut tehnologia asta, dar așa sunt timpurile, tehnologia evoluează. Și cum a fost perioada de... Că știi foarte bine, la școală toți părinții se chinuie, așa, care mai de care cu câte un copil. Mă, du-te și tu, fă și tu un sport ca să crești frumos, armonios. Am fost câțiva dintre noi care nu prea am ascultat, am... Ținut-o cu ce am știut noi, dar la tine cum a fost, Rareș? La anul, nu știu, cel puțin la mine nu era cazul, că era fotbal, cum vă spuneam, în fiecare zi. Ei, și ce mi-a mai plăcut apoi, voleiul. Era jucat voleiul, uite, nu știe multă lume, dar mi-e dor de un volei, mai ales vara, cum mergeam la mare acolo, la Venus, în fiecare vară, jucam volei de dimineață până nu mai vedeam mingea.
se întuneca și jucam non-stop. Da, e un sport care chiar mi-a plăcut și mi-aș dori să-l mai joc din când în când. Există dar... oare o națională a artiștilor și acolo? Nu. Poate facem, dar cred, nu. Dar poate fi improvizată. Una, da. Că facem și se joacă și 2-2, adică se poate face și mai mică. Deci cu mai puțin demo, artiști. Da, prima oară demo și apoi facem mare de 6-6. Ei, vezi? Dacă de perspectivă asta zic, dar ai încercat să faci și de performanță sau pur și simplu... Mi-ar fi plăcut puțin, dar n-am continuat. Da, nu exagerăm acum. Dar și cu fotbalul, că am făcut liceu sportiv fotbal, dar la fel, cum erau atunci, nu prea se făcea, dădeai la fotbal, zice că faci atletism, că doar alergai. Și am zis, hai să continuăm pe partea cu microfonul, că e mai bine. Păi și pasiunea pentru muzică, cum ai găsit-o? Acum, tata m-a îndrumat, ca să zic așa, spre domeniul ăsta. El a fost la Cenaclu Flacăra și el făcea, imita voci, personaje. El ce schimb, povești frumoase trebuie ce să nu avea, da, el nu avea ritm. Deci era incredibil, adică să imiți voci, să cânți foarte bine, dar nu avea ritm. Formația trebuia să ia după el. Dar se descurca și în partea asta, dar mi-a dat mie tot ritmul, ca să zic așa, l-am... Da, am început cu el cu chitara, mă forța, vorba vine, când eram mică, știți cum e, când suntem copii, nu-ți vine, vrei să te joci, să faci altceva. Da, orice altceva, nu, da. Nu sunteți de treabă. Și m-a forțat puțin ca să intru pe drumul ăsta și îi mulțumesc acum că a avut foarte mare dreptate. Bine, noi am făcut tot timpul o paralelă, nu-i așa, Diana, între ce înseamnă cantonamentul, cu ghilimele de rigoare, la muzică și la actorie, mai ales că... Trebuie să ai o rigurozitate, trebuie să fii acolo, lecțiile sunt lecții, adică nu te abați așa de la drum când ai tu chef, cum crede lumea că e așa o viață boemă. Nu, trebuie să ai foarte multă strictețe, era același muncă, lucru, nu? E muncă multă. Cel puțin le mulțumesc vecinilor care mai sunt acum și îmi pare rău încă o dată că deci fiecare zi era concert. Deci cei cărora nu le-ai spart geamurile cu mingea sunt cei pe care îi chinui cu muzică. Da, într-adevăr, în fiecare zi era concert la noi în casă, deci o repetam. Aveam un vecin în spatele blocului și îl întreba tatălui, dar e concert în centru? Nu, face la reș repetiți. Ah, ok. Deci așa de tare s-a auzit. Păi da, ai moșenit de la tatăl tău, pentru că el e un artist de săvârșit și, dacă tot am ocazia să spun, Kenny Varniote seamănă unul la unul cu Kenny Rogers. Da, de acolo și corect. O să vă arăt izbitoare după ce terminăm emisiunea și puteți să intrați pe Facebook să vedeți că nu vorbesc prostii aici. Și este un artist în adevăratul sens al cuvântului, pentru că realizează opere. Deci, efectiv, peste tot pe unde am mers și am arătat tablourile realizate de el, toată lumea spune, mamă, ce tablou, păi cât e, 1000 de euro, 2000, 3000, 4000. Și zic, nu e atât. Și e făcut de un om extrem de talentat din român, care nu e promovat, dar nu-i problemă că scoatem la lumină, că merită, chiar merită. Uite, niciodată nu-i târziu, da, el spune e pe partea cu... Bine, tot timpul a avut treaba asta, orice a ținut de artă. E artist complet. Da, s-a dezvoltat și s-a adaptat fiecărui trend. Băi, inclusiv baia de la studio, de la Rareș, da, o baie. Băi, când am intrat acolo, deci eu vă spun că sunt foarte sinceră și deschisă. Știm. A făcut... Chiar are mai multe povești decât tine astăzi despre tine. Asta, că e bine că le combinăm. Băi, eu când am intrat în baia, a făcut efectiv... Deci, burlanul de la baie, ca un făcut ca un copac, este iarbă, floricele, zici că când am ajuns acolo, zic, mă, parcă nici nu mai îmi vine să mă mai duc la baie. Eu nu înțelegeam, mai mândre să înregistrăm unde e Diana, nu vine, e la baie, domnule. Bă, dacă stă la baie, deci am admirat și am filmat, efectiv, mă uitam, zic, Doamne, nu pot să cred că dintr-o cameră simplă, la studio, la baza unui studio, se poate face așa ceva. Așa că o să vă arăt ca să vedeți să nu vorbesc. Da, eu nu umflu niciodată dacă nu am trăit sau dacă n-am văzut. Așa e, vă spun că Diana e foarte sinceră. Tot timpul când merg la studio, merg prea la baie. Prea sinceră uneori, dar... Merg la baie, ce? Am recunoscut, e foarte frumoasă baie. Da, nu. Merge de drag, ca să... Chiar merge de drag, serios. E de da, asta vă spuneam, s-a adaptat tot timpul, are copii mereu pe lângă el, că acolo e, cum să spun, ei știu ce se poartă atunci și are mereu și acolo unde predă la... cursurile la Clubul Copiilor în Roman. Are copii care formează. Uite, chiar azi mi-a trimis o diplomă cu un elev de-al lui care a câștigat locul întâi la un concurs de artă. Foarte, cred că e foarte mulțumitor. Da, el a dezvoltat, a găsit și un nou trend acum, cum știți că se pictează tablourile, se fac în ulei. El a găsit un material care, de fapt, e pentru construcții, l-a adaptat în tablouri și este în relief, un 3D foarte... N-am mai descoperit nimeni deocamdată până acum, dar uite, vorba Diana, încă nu s-a auzit de treaba asta. Deci la promovare trebuie... Da. Mai trebuie baia aia e superbă, tot așa, în 3D. Mai trebuie deci să umblăm. Baia e... Da. Ei, și bucătăria, cum vă spune. Da, uite, astea sunt făcute de... Da, s-a fost de la expoziție chiar din București. Da, sunt foarte frumoase, adică... Deci cu baia, Diana, dacă tot renovezi... Măi, eu o să vin cu filmarea cu baia, să vă arăt. Eu chiar am filmat, deci eram...
Zic, Doamne, nu pot să cred, trebuie să filmez neapărat chestia. Aia sunt impresionante, adică mă uit nici nu mai neapărat. Dar știi că de repede le face. Când a fost la Roma odată... Asta nu mai zic, dar eu mă mai iau de el cu treaba cu făcut și cum e. Când faci repede, minute. Lumea zice că ce a făcut rapid, cum el era și la noi cântatul de multe ori. Ce ați faceți, mă, voi cântați acolo și dai. Sunt mulți ani de muncă în spate până să ajungi la acel nivel să poți să faci, și să investești și nu știe nimeni, da? Așa e omul, te ia de gata. Și eu la fel mă ia de mă, nu mai zic că tu faci, că eu 20 de minute, pac, eu am făcut tabloul. Mă, nu mai zic, lasă, tu zic că a durat 2-3 zile, lasă că le zic eu de acum, dacă e. Serios? El spunea, dacă îmi dai eu 100 de tablouri, eu într-o zi le fac. Zic, e foarte bine, facem un record, facem asta, dar nu mai zic la lumea că așa. Ca la piese, da, știi, da, nu da. Spune la nimeni că a fost gata, a mers repede zi, treaba. Două ore, nu, zic, da. Am muncit minim o lună. Da, din păcate lumea nu apreciază în multe domenii treaba asta, că e multă muncă în spatele omului care face asta. Poate multă face știință, într-o oră, mult da. Studiu. Poate face într-o oră, dar e problema lui. Că pe și la voi ce nu e stereotipul ăsta, că va, ce mare lucru fac, că dau din gură, din talent. A venit jumătate de oră și gata. Dar cât studiu e în spate și cât ai muncit. Investiții în scule, în tehnică, adică multă lume nu știe, că de multe ori venim noi cu ele și sunt trebuie să ai... Dar nu-și dă seama cineva care e din exterior, clar, dar nici nu trebuie să-și da, dă seama bine, până nu ne urmă, punem, da. Noi ne facem treaba de fiecare dată cu întrebări și asta e important, distrăm lumea. Bun, Rareș, povestește-mi un pic dacă ai participat la concursuri când erai mică. Astea, hai să vezi acum. Concursurile au mâncat zilele tuturor artiștilor, uite, nu? Uite, spre surpriza voastră, poate eu n-am participat la niciun concurs. Nu mi-a plăcut. Ce bine cred că ți-a făcut pe da, o parte. Da, multă lumea mi-a spus că festivalul te schimba un pic, îți dădea o... Că ați văzut că sunt aceleași piese, aceleași... În ultimul timp am uitat și am văzut că se mai schimbă treaba asta și chiar mă bucur la copii, că nu-i duce nu spre un drum. Nu mai cântă toată lumea spre, Mihaela Runceanu? Da. E, mai sunt, dar... Mai sunt. Am început să mai lase și muzica internațională. Eu am pățit la fel, uite că sărim din subiect. Eram MC la un club și sâmbăta erau copiii, grădinițe veneau. Și la fel, educatoarele... Alunelu, toate melodiile care le știm cu toții, care ne-au nenorocit copilăria, vorba bine, glumesc. Și vine un copil de 4-5 ani, n-avea mai mult, și mi-a zis să-i pun ceva de la Eminem sau ceva. Și m-am uitat așa la el, zic, poate n-am înțeles eu, poate e vreo ceva, un poate supererou. Poate e un da, band de poate copii. Poate e ceva de asta. Și când mi-a stat de oară și m-a zis, doamna educatoare, veniți puțin, că avem o problemă. Situație. Da. Haideți să vedem ce facem cu Alunelu, că nu găsesc varianta lui Eminem. E, și de atunci am înțeles că o să se schimbe generațiile. Da, n-am participat la festivaluri, primeam invitații, îmi dădeau, dar nu voiam să mă duc, că nu erau pentru mine. Nu. Da, ți-a spus, te-a îndrumat și tatăl tău cumva în direcția asta? Adică, bine, poate n-ar fi o idee bună să mergi către competiții? Nu că știu după aceea dacă m-a îndrumat, nu mi-a spus niciodată, dar poate cum s-a comportat și unde m-a dus el și ce a făcut, m-a făcut pe mine să nu mă duc la acele festivaluri. A mers pe subtilitate. Da, mergeam la Casa de Cultură, repetam eu acolo, făceam ce voiam, adică am avut alte oportunități care m-au ajutat. Singurul concurs la care am fost a fost Megastar. Am participat în 2007, am ajuns acolo în semifinală, dar la fel, am fost un pic dezamăgit după aia, că am auzit niște chestii, niște... Trebuie de ale industriei, cum a fost singurul, da, singurul concurs care a zis, doamne, n-are cum la televizor, n-are cum să fie nimic. No. Am ajuns și a doua zi am aflat și mai bine nu zicea, ai lăsat așa. Și aia a fost. Da, la concursuri nu. Ce-a mai participat în București a fost un concursul național de karaoke. S-a ținut și am luat locul 2 acolo. Ăla chiar a fost mișto. Cântai în fiecare joi, cântam într-o locație, aveai și, era și frumos, că aveai premiu, era... Cu locația, îți dădea de voucher de nu știu cât și trebuia să-i consumi în seara aia acolo. Și după deci, fiecare seara... Era frumos. Era, acolo am făcut și un record care mă bucur, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am pățit nimic. Nu știu dacă știi lumea, dar eu am băut, cred că în seara aia, vreo 14 doze de energizant. De ce? Ca să folosești voucher? Dar cine exact, trebuie să cheltui banii. Eu n-aveam chef de drinkuit ceva în seara aia alcool. Ei au băut, le-am luat cine erau prieteni. Aștept, gândit că energizantul chiar e o variantă foarte bună. Da, adică, și eu am dat de ce poți să pățesc? Da, ei băiau ceva cu energizant și eu, era rece, am luat unul, ce mișto, fac al doilea, al treilea și vine nota. Știi, și mă uit acolo și zic, bă, dar de unde au apărut atâtea? M-am gândit, le-am luat la aia pachetul ăla și băi, am băut tot aia. N-am dormit 3 zile, a fost foarte frumos. Nu prea. Nu recomand nimănui să facă așa ceva. Dar chestia e că eu îmi doream să mai beau. Deci asta era incredibil. Păi eu sunt că ești ok. Chiar am avut mișcul național a doua zi, dimineață, că eu de obicei dimineața... A, deci dacă te băgau la test bine, antidoping... Da, dar are și dimineața e după două. La mine dimineața adică... e, din păcate, n-am avut nici în liceu ca să merg la prima oră. Nu dormeam.
Eu sunt zona sentiment. Ți-am zis că te mai iei tu de mine cu ce postez pe Instagram. Da. Dimineață. Good morning la ora 11. Păi ce dimineață e când te trezești. Exact. Da, fiecare are dimineața lui, așa le zic. Da, dimineața e când te trezești și seara este când te culci. Bine, mă rog, lăsând la o parte fazele lunii, soarelui da, și alte astea. Oricum seara mă culc dimineața, adică la mine tot e... Da. Mai devreme de 5 dimineața nu adorm. Ia uite ce poze sunt aici din... Aici cred că e la Botoraga, Alice, ce vorbeam acum. Ah, City Break la Botoraga, da, de când am să mergem. Mergem. Aveți de văzut foarte multe lucruri. La Botoraga, se dora, exact. Și cu Fiara, uite și cu Belodedici. Da, câte imagini frumoase. Dar cum a început povestea cu Naționala Artiștilor pentru tine, Rareș? Eu am ajuns în 2010 în București. De fapt, stai, cum ai venit la București și după aia ne spui și de... Cu trenul, așa. S-a rezolvat. Da, mai cu trenul. Da, îi mulțumesc prietenul meu, acum a ajuns și Fin. Uite ce înseamnă Finul Paul, Paul Gheorghe de la Trouble Crew. El ne cunoșteam de mulți, am ajuns cu Paul de vreo 20 de ani, cred că, de la Mare, de la Venus. De când cânta, Paul nu știe multă lume și el cânta. Serios? Da. Dar ne-a povestit și nouă, da. Paul cânta, avea o trupă, el făcea coreografiile atunci. Și apoi mi-a povestit, uite, vreau să fac în București o trupă de dans. Îl știu chiar de la început, înainte să apară Trouble Crew și acum chiar are o trupă foarte tare, o școală de dans. Și vorbind așa, tot îmi spune, hai domnule, la București, uite acolo, te duc la un studio, îl știa pe Bogdan Tașcău, domnul Problemă, prieten cu el, mergem acolo, da, în fiecare an, da. Știi cum e, să pleci dintr-un orașel mic, să ajungi așa, e da, mai greu. Mai greu să e pleci. E grea plecarea. Păi oricum am plecat, să vă zic cum am ajuns. Mă cheamă în cantonament Paul, mă știam cu copiii, majoritatea mă știa, la fel făceam caterincă pe acolo. Și zice, hai la Tușnat, că noi suntem în cantonament și vii și tu să le facem o surpriză la copii, gata, zic, hai că vin. Acolo m-am dus, am ajuns la Tușnat, am stat o săptămână și apoi, uite, noi avem bilet spre București. Mergi cu noi la București și după aia te întorci acasă. Zic, da, domnule, nu bănuiam nimic. Da, gata, mergem așa. Marș în București, n-am să uit niciodată că am prins o iarnă, nu cred că a fost așa, nici în Moldova nu erau așa ieri. Aveam două genți și erau gențile aici sus. Băteau un vânt în gară, de-aia am zis, bă, nene, sigur ăsta e Bucureștiul. Venind de la Tușnad, unde acolo e iarna. Nu era așa la Tușnad cum am prins în București. Ei, și am ajuns la domnul Problemă, la Bogdan, la studio. A început că să-mi placă, dacă e domeniu și cu compoziția și cu asta, și de atunci am rămas. Așa am venit, cu două bagaje și după aia am mai făcut o tură înapoi, m-am revenit cu restul hainelor. Deci te-au luat prin învăluire și te-au convins. Ei, cred că altă șansă nu era atunci. Să zic așa și le mulțumesc pe această cale. Bun, și să revenim la Naționala Artiștilor. Cum apoi primit... prin Bogdan am primit. Acum m-a invitat, provocare. Știi, la Paul, la Bogdan. Și eu zic că Universul a mers într-o direcție favorabilă ție. Da. Îi mulțumesc Universului, ca să zic așa. TikTok Univers, dacă aveți nevoie. Glumesc că nu sunt acolo așa. Da, Bogdan îl vedeam luni, merge la fotbal. Zic, bă, nu vin și eu, că și mie îmi place fotbalul. Stai că să vedem că la noi nu e chiar așa. E cu intrare, e cu țară. Trebuie să vii, să te vadă, să așa. Zic, gata, hai că vin să mă vadă, nu-i problemă. Facem tot ce trebuie numai ca să ajung și eu să merg luni la... Eu rămâneam la studio și el plecă la fotbal. Zic, cum facem o treabă asta, că nu-mi place deloc. Și am ajuns acolo, nu o să uit, îi mulțumesc lui Mircea că la prima antrenament am făcut și prima întorsă, deci am intrat în forță la Mircea Brânzei. Da. Mircea Brânzei m-a ajutat să intru mai în pauză. În deci ai umblat la impresia artistică din prima. Da, am fost pe aia, a intrat și el frumos pe alunecare, întorsă frumos două săptămâni acasă, foarte mișto a fost. Ți-a făcut botezul, cum se zice. Da. Îi mulțumesc, dar nu trebuia, Mircea. Da, așa am ajuns la Naționala Artiștilor. Plus că, am început proiectul cu Bogdan, Free DJ-ul, când eram atunci și era că, era el și cu cântat și cu primul proiect al meu, da, așa a fost, cu domnul Bogdan Tașcău, domnul Problemă, Free DJ-ul, unde am avut chiar succes foarte mare, cu multe piese. Mai ales cu Miritmo, da, cred că are 45 de milioane de vizualizări. Foarte multe. Da, am avut o șansă să facem și un featuring cu Sean Paul, dar până la urmă am făcut cu șampon, că... Da. Nu ne-a ajutat era bugetul și asumă că luăm două șampon și e bine așa. Nu e problemă. Și atunci te-ai cunoscut și cu Adriana? Spune, dragă, că atunci ți s-au deschis căile. Da, uite, nu l-am deci uite-te puțin cam cum a mers universul pentru unii, deci dragă, platoul de astăzi. Deci nu l-am cunoscut pe Șampol, dar mi-am cunoscut jumătatea, viitoarea și acum soția actuală și mămică. Actuala soție și mama la copil. Tot ce trebuie, da, la videoclip ne-am cunoscut. Era în echipa de fete cu dansatoare, să zicem așa, mi-a plăcut acolo și apoi am... Și ți-a plăcut mai mult? Am început pe Facebook, cum era atunci trendul. Ai făcut curte, ai... Vezi că a fost invers.
stați să beau un par de apățeană. Hai să ne pregătim de această poveste. Așa. Tu tot acasă te duci, da, da, ce zici. Da, deci a fost din partea ei. Era apăruse piesa lui Vara nu dorm. Conectă și aveam și eu la status cum să purta vara nu dorm. Bine, eu nu dormeam niciodată, că dacă mă cur la ora 5 în fiecare zi și nici iarna nu dorm. Nu e doar pe da. Fusul orar. E pe all inclusiv. Eu am zis că m-am născut pe fusul Americii, ca să, dacă aș trăi acolo... Dacă ai avea un job în corporate, aș fi pe normal, perfect. Da. Da, și a început să-mi scrie de ce nu vor dorm vara și așa a pornit... Că nu-mi place nici iarna. Da, și așa a pornit relația și uite că acum avem, am sărbătorit 10 ani împreună. Mulți înainte, felicitări! Avem și un copil foarte frumos și îi mulțumesc pe această cale și soției, și mama soacră, și mama, și tata. Și un comentariu despre da. Care știu că nu a moștenit tenul tatălui da, și acum da. Poate să meargă la mare liniștit și să fie da, să stea la soare. Îi place apa, i-a luat o piscină acolo la... acasă și e, când intră e perfect, când trebuie scos din apă e nenorocit. Atunci încep negocierile. Da, da, nu, începe că începe alarma. Foarte drăguț că, mă rog, ai timp să le faci pe toate, cumva, dar... Trebuie. Deci așa a rămas cu antrenamentul de luni. Da. O să mă chinui, o să fac un tatuaj. La ora 3, da, la 3. Fac un tatuaj în palmă, știi, ca să bine, mă uit Diana, de fiecare voi, dată. Bine, Diana, erați pe aproape, când normal înainte, la mulți 4. Ani s-au jucat la 4 jumătate. Jumătate. Hei, și acum e mai cald afară pe la 4. De deci. Când și cu pandemia, ne-a băgat la 3, la 5 și am pierdut luna asta, că am fost plecat puțin în vacanță. Bine, sincer, aș fi ajuns dacă marți. Am avut un meci, au avut colegii pe iarbă în Ghencea, dar sincer nu m-a ajutat picioarele, că dacă mă atingea cineva, era nenorocire. M-a ajutat Sorinel prea tare să... Nu trebuia să mă faultez, doar face ce faci. Dar știi că, în general, fotbaliștii au povești din cantonamente. Așa. Multe nu pot fi date pot fi la televizor, la televizor exact. Din vari motive, dar mă gândesc că la artiști e un pic mai veselă treaba și poate fi și spusă la televizor. Ai ceva povești care îți vine în minte din cantonamente, după aceea venim la meciuri, că acolo cred că e altă mâncare de pește. Da, sunt. Vă dați seama că dacă suntem artiști cu toții, e caterincă mare, mai ales mai băieți și numai dar așa. Dar câte glume se fac? Spune despre glume, despre farse. Bine, multe se pot spune, multe nu. Despre da, eu farse, sunt un pic da. Pe farse acolo. Băieții mă știu, pare rău pentru ei de multe și care farsă ți-a ieșit cel mai bine, că aici... Cred că în Moscova, dacă... Da, în Moscova am avut multe, multe farse, dar astea îi sunam, făceam voce de fată, de rusoaică, îi sunam la telefon în camere, puneam să coboare jos, mă întâlneam cu chiar... Și mai și coborau. Da, chiar, uite, nu știu dacă... Să nu ne spui cine coboră. Dar da. Domnul fost arbitru Chivulete, așa. L-am sunat în cameră. Alo, drăzbițe, îl face reception. Dai seama că nu știam ce prindeam și eu prin rusă pe acolo. Ei, și urcăm de la... Cu Paul eram și urc sus la etaj și îi și spun lui Paul. Zic, cum ar fi să ne întâlnim cu el acum când urcăm? Mă, deci nu am apucat să termin de vorbit, să deschid ușile și apare domnul Chivulet. Deci mă mușcam limba să nu râd. Înțeleam așa? Dar ce face zonă, Florin? E, cobor până jos la recepție că nu prea am somn și... Da, deci am râs, am făcut o criză de râs apoi. Bine, sunt multe, le-am făcut. Am făcut lui Cosmin Sele și în Iran. Când am plecat la campionatul mondial din Iran, i-am înghețat tricou în frigider. Așa asta cu tricou. Am zis că o să postez, să supără pe mine, să pun pe YouTube la un moment dat filmulețele astea, că e păcat de ele, că multă lume nu crede. Sunt așa povești. I-am luat tricou seara, prima oară i-am testat pantaloni scurți. I-am tăiat pantaloni scurți, i-am băgat în congelator, nu i-am udat. Zic, bă, nu, poate îngheață așa. Asta voiam să te întreb, da, dacă ai și udat înainte tricou. Da, normal, întâi a făcut un test. Un test, am înghețat, n-am înghețat, a doua zi, zic, gata, știi ce am de făcut? I-am băgat tricou, l-am băgat în frigider, în congelator. Și începe Cosmin să caute echipamentul prin cameră. N-a căutat un pic și a început, Rareș, unde e echipamentul? Tot să știu, mă, crezi că am umblat eu cu el. Iar Rareș, zic, vezi că e în dulap sus acolo. Să uită în dulap, zic, nu în dulapul ăla, în ăla mai așa. Nu cred că e băgat în frigider. Nu, mă, nu i-am băgat în frigider, i-am băgat în congelator. Deschide ușa la frigider, zic, ți-am zis că nu în frigider. Când a deschis congelatorul, când a luat tricoul. Țeapă-n presupun. Nu, l-a luat cu tot cu grătarul ăla, când a fost alipit. L-a luat și era, deci, când a dat ăla, stătea așa. I-am zis, ia lăsă-l așa, că stă în picioare. Da, ai reușit să filmezi tot momentul? Da, da. Deci, vai, cred că apoi s-a dus, vă dați seama, s-a dus la antrenor. Uite ce mi-a făcut rare. Ce să-i... Păi ce, mă, dacă tu nu știi să faci... Ia dă-mi-l puțin, că am la genunchi un pic probleme. Și a pus la trecut. Și faza cea mai tare finalul a fost demențial, că eu l-am întrebat întâi pe antrenor, pe Daniel Chiriță, în ce echipament jucăm? În roșu. Bun, m-am dus și l-am băgat pe la galben.
A băiat finuță, știam ca să-mi iasă și finalul, că altfel nu mi-eșea. Și l-am pus tot drumul până la stadion, a stat Cosmina meu cu tricoul pe geam să-l usuce, l-a pus pe acolo, pe unul nu mai găsea, iar nu știa unde să-l mai pună la soare, am ajuns în vestiar și bucuros el că și-a uscat tricoul, așa avea echipament și acum spune domnul antrenor, ei, și acum jucăm în roșu. Eram sigur! El avea echipamentul roșu, era complet în regulă, n-avea nimic, dar eu am lucrat-o ca să fie finalul demențial. Bine, și de atunci mai stat în cameră cu tine? Nu. Bine, nu stătea în cameră cu mine, era, aveam o vilă, era pe plajă și aveam două camere și living, era foarte frumos. El stătea cu Temișan și eu cu Paul. Așa s-a cutit, că mi-am mai amintit una. Uite așa, din vorbă în vorbă. Da, ziua era foarte cald, erau 30 de grade, seara frig. Și mă, am mers la recepție să luăm și noi în calorifer electric. Seara, atât de frig? Da, nu puteai să stai. E, și într-o zi am avut două meciuri, unul dimineață, unul seara. Și ce îmi vine mie în minte, iar după ce am venit la meciul de dimineață, îi pun, zice, gata să ne băgăm și noi o oră la somn, că avem meci iară după amiază. Și mă duc înainte, i-am ținut de vorbă și le-am dat drumul la calorifer la maxim, în cameră la ei. Lui Temi îi place căldura, n-are treabă. Pac, se pun în pat și Cosmin a început să-i zică lui Temi. Mă, Temi, parcă pocnește ceva. Nu seama, uleiul ăla începea în calorifer. Da, să funcționeze, să ardă. Că n-are, mă, nimic. Mă, sigur a făcut ăsta ceva. N-are, mă, ești nebun, ia și te culcă că n-a făcut nimic. A dormit până la urmă, au dormit amândoi, deci am intrat după oră în cameră. Când am deschis ușa, mi-a dat o palmă căldura, erau amândoi leșinați așa trase. Am intrat și le-am zis, mă, dar cum dormiți, mă? Și cu aerul închis, și cu caloriferul dat drum. Ți-am zis, te-ai mică dată asta. Calorifer. Da, deci cred că le-am făcut 50 de grade în cameră. Doamne! Da, sunt multe povești. Și la meci după aceea au fost titulari? Că nu cred că mai... Da, normal, titular pe bancă. Ăsta... Păi și cum a fost jucat experiența de la campionat, când ați jucat pe teren atât de mare? Chiar tu i-ai dat pasa lui Adrian Enache. Adrian Enache e cel mai frumos gol al campionatului din pasa mea. Să știi că suntem, nu suntem plătite să menționăm despre acest așa gol. Este. Nu suntem obligate să facem asta. Natural. Da, mi-a venit natural ce să fac acum. Din familie. Da. De cine spuneai că nu eram atent? Lasă, tu zi acum că se uită nu la noi, ca să știți, se uită, cred că e tot așa. Bună, tata Enache. Nu suntem obligate, nu. Salutăm pe Adrian Enache, dar pe această care nu, chiar a fost un gol foarte frumos. Chiar și fotbaliștii s-au minunat cum a putut să dea golul ăla. Că nu multă lume poate să reușească așa lovitură. Bine, adevărul că la ce pasiune are tatăl tău pentru fotbal. Da, nu chiar cu toții din Național Artiștilor, chiar suntem implicați. Cred că 200%. Și pătimași, așa, da. Și la antrenamente, dacă veniți la un antrenament. Deci am fost o singură dată, am nimerit. Nu mai ne batem, da. Nu. Deci... Da, eu când eram mai mică, asta ce-ți pot cu 2-3 ani. Mai mică. Nu, vorbesc de 16-17 ani. Am fost tot așa, eu mergeam la sală lângă și aveau antrenamentul. Și mai treceam și eu pe la ei să-i salut. Și la un moment dat, tata se certa cu Camara. Era o ceartă acolo, totală. Și eu chiar mi-am spus, tăi, cum zic, eu nu mai vin. Ce au ăștia cu tine? Zic, nu-i normal. De ce vorbesc așa? De ce se întâmplă așa? Zic, de ce e așa? Zic, stai, tată, că așa e la antrenament. După aia ne revenim. Așa e la fotbal. Așa e la fotbal. Deci la orice antrenament. La fel că e greu să vină la noi, la Național Artiștilor, un nou artist sau un nou... Că dacă vine și ne-a prins într-un moment ăsta foarte frumos, așa... Că se zici că ne batem, da, eu nu mai vin cu ăștia, chiar jocul serios sunt. Dar după antrenament, la cantonamentul de final, se împacă după. Da, ne întâlnim, ne băgăm în cantonament, e totul ok, asta e cel mai important. Și evenimentele de la Fundata, nu e așa de sus de acolo, cred că și acolo este foarte bine, mai ales ca o bază sportivă super drăguță. Chiar e foarte frumos. E mult loc acolo. Foarte frumos, ce evenimente sau și meciuri, mai ales cu Steaua 86, cu... Când mă gândeam eu vreodată că o să joc cu ei sau să-i văd în față, să dau noroc cu ei, chiar niște momente foarte frumoase. Am văzut că erau câteva fotografii cu nume foarte, foarte mari din fotbalul nostru. Ce rânjești, doamne? Rânjești și eu acolo, că vorbesc puțin cu Bianca în cască. Vorbești și tu cu ea. Mie și ea nu cu mi-a tine. Zis nimic de păi uite, eu fac pe jumătate. Deci poze cu artiști și cu, bineînțeles, fotbaliști foarte, foarte celebri, despre care... Da, exact. Am luat legătura. Te-ai întâlnit până acum, dragul meu, cu fotbaliști pe care i-ai adorat de mic și ai avut ocazia să nu, să i-a photoshopat în poze. Nu. Adică ce ai simțit când te-ai întâlnit pe telefon făcut. Ce ai simțit când te-ai întâlnit cu Belodedici, când te-ai întâlnit cu Marius Lăcătuș, da, când te-ai întâlnit cu Ducadam, am văzut Ducadam, poze, cu Dănuț Lupu, cu toată aici pe spate. Chiar foști fotbaliști
Foarte mari. M-am bucurat, nu-mi venea să cred, vă dați seama, de atâtea ori să-i văd la meciuri, să mă duc... Eu mergeam pe stadion, veneam de la Roma la meciurile Stelei, veneam cu trenul ca să susțin echipa, să... Da, deci fan înfocat. Da, 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 și apoi să văd să joc cu Mirel Rădoi sau cu fosta echipa Stelei, adică cu... Nu-mi venea să cred. Ce-i asta, frate? Tata Enache. Tata Enache la mai eu. Mirel Rădoi. Pe Mirel, da. Da, deci nu-mi venea să cred. E un sentiment care nu poți să-l descrii, doar trebuie să-l trăiești. Marian Savo, Belo. Nu știu cine e băiatul ăla, nu interesează. Da, uite, cu Pepe, și Pepe joacă foarte bine fotbal, dar că nu prea are timp să vină. A fost și la noi, la Național Artiștilor. Știi că m-am uitat acum în Reminder și fix acum un an am fost la el la concert în noi doi pe 29 frumos. Iunie, deci am mai îmbătrânit. Concert online. Da. Da, face foarte, foarte bună treabă Pepe acolo. A deschis drumuri cu treaba asta cu online-ul și el. Am început și eu joia să fac... Păi în ultimul spune, timp drare, nu prea spune. Am mai făcut, păi, da, exact. Am mai avut ia treabă și noi, despre... da, am început și eu. Ți-am zis că e mult domnul ăla, pe YouTube. Modest. Îi mulțumesc lui Pepe pe această cale că el a deschis treaba asta, că nu cred că se gândea nimeni să facă așa ceva. Și am început și eu să fac joia de la ora 8, live pe YouTube, Brava Music Production. Acolo o să vină și Diana. Ia într-o auzi. Joi. Mai ales că acum, da, pentru da, că da. S-a înregistrat, s-a dat pe televizor. Da, o să vină într-o joi în care nu suntem noi. O să vină într-o joi în care nu suntem noi, da, bine. O să vină într-o joi și oprești curentul. Exact. Da, exact. Vezi că până atunci vin vineri, pentru că lansăm piesă și o să vorbim și despre asta. Mamă, și vineri sunt plecat. Da, asta e. Cum e să nu... Mă, fii-mă, serios, glumesc, două minute aici, glumesc. Cât vorbesc măcar despre piesă. Pregătim o piesă foarte frumoasă pentru vară, că știi toată lumea când mergem pe la evenimente, facem show și în formula cu Adrian Enache și separat, nu contează, noi tot timpul suntem axați. Să fie bine pentru tuturor. Pe făcut show și toată lumea după ne întreba, mă, da, piesele mai multe. Și am zis, păi avem un moldovean atât de talentat, dar merge mai greu, așa, alo, e nene. Da? Dar acum nu știu ce s-a întâmplat, Mercur retrograd și-a făcut simțită prezența și a scos o piesă foarte frumoasă, pe care abia aștept să o înregistrăm vineri. Și să arătăm să... Da, facem o piesă de vară. Eu, sincer, m-am cam sărutat. M-am săturat de piesele astea în ultimul timp, numai de tristețe și numai de... Nu știu dacă... Da. Depresive! Un ochi total râde, exact, altul adică plânge. Nu știu, n-am mai auzit o piesă să ne mai și distrăm, să fie pe veselie, pe nebunie, pe bucurie. Nu zic că nu sunt frumoase. Sunt frumoase și piesele astea, dar parcă în ultimii ani numai așa, numai de... Păi, dacă nu a fost cu a evenimente, fost cu... dacă n-a fost cu petreceri, s-au da, adaptat situației. Da, dar știi cum e, te distrezi acasă, în sufragerie și tot te distrezi. Exact, și bă, și e singur dacă te chinui puțin. Normal. Păi și presupun că în momentul în care va fi gata piesa și se va lansa și totul pregătit, microfonul și facem mare cântare aici. Normal, da? Că nu o să păi, vină. Păi, dar bineînțeles, la Metropola TV nici nu există, facem nici să nu vă gândiți în prima audiție aici. Sau în a doua audiție, sau în a treia, nicio problemă, o să venim cu siguranță. Nu, chiar aștept piesa asta, pentru că e o piesă foarte frumoasă, e o piesă de vară, exact cum a spus și el, de veselie, de distracție. Tu ai zis că nu s-au mai făcut. S-au mai făcut Rareș, dar mai mult pe Buriceală, da, pe mișcare, cealaltă. Știi? Pe zona cealaltă. Da. Și în să găsim undeva celălalt. La mijloc, la graniță. Am început și evenimentele, că m-a întrebat dacă avem nunți. Avem nunți și în weekendul acesta. Nunți, botezuri cu metri? Exact. Iulie. Cântăm și la ruptori de coloană, la întorci, adică dacă aveți ceva, acolo ne sunați. Că, da, cântă Alice cu noi. Cristi, ei sunt pe ruptori de coloană. Noi suntem la faliment și insolvență. Și la divorțuri. Să fie, știi cum e. Da, mai ales că acum, cu criza asta, chiar cred că o să avem mai multe evenimente decât voi, că nu o să mai aibă lumea bani să facă nuntă. Exact. Sau, pardon, să nu mai... Acum. O facem mai restrânsă, nu o faceți deloc. Nu mai chemați toate. Nu o să mai aibă bani lumea să dea la dar. Nu mai chemați toate rudele acum. Dar și cum e, și cum e de ziua fiecăruia, ce ai luat de ziua lui? Nu ceva din casă, ia luat din... O să măcar iei ceva. O sticlă de vin, ce-am mai avut, ce-am sau ce iei, îl surprind, nu iau nimic. Exact. Mă, ce... Bă, știi că în ultimul timp am văzut că sunt aia. Doamne, știu că tu ai de toate, n-am ce să-ți mai dorești, că le ai pe toate, nu mai... Sănătate, da. Stai, că de restul... Sănătate, Doamne, ajută. Da, sau noroc, vorba surorii Bianca, că sănătatea au avut și ea de pe Titanic. Exact. Da. Adică, și, cam așa. Da, bărci n-au avut săraci. Că sănătoși erau că toți. Sănătoși au fost că nici loc pescândură n-a fost, da, mă rog. Rareș, povestește-mi acum un pic și despre de ce mai faceți cu Naționala Artiștilor, ce se mai întâmplă, ce meciuri mai sunt, ce se mai strânge, că știu că voi face și evenimente caritabile odată exact. Cu tot, adică extra-competițional. În fiecare lună rămâne antrenamentul de la ora... 15. Exact. Și ceva sau fără, fix. Așa. Da, și avem meciuri chiar se în iulie acum sau în august. În iulie și în august avem două evenimente. Avem pe la mare. Urmează să-i faci și un eveniment pentru micuțul lui Camara, pentru micuțul Leon.
chiar unde, la Bragadir, o să fie un eveniment săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel, dar o să intrați la mine pe Facebook sau la Camara, cel mai bine să urmăriți, să veniți acolo în număr cât mai mare. Da, Naționalul Artiștilor merge. Chiar aveam, era în dubiu, așa că era să primim o invitație de la Moscova, iară la campionatul mondial. Dar nu știu cine merge. Da, se mai ține, situațiile... se mai ține acum? Nu știu, că după cum ați văzut la ei, e puțin complicat, că oamenii de acolo sunt în altă lume, ca să zic așa. Ei trăiesc alte știri. Alte vremuri, alte știri. Da, iau alte informații față de restul lumii și din câte am auzit că am fi primit sau urmează să primim o invitație, dar nu cred că o să meargă nimeni, că s-ar putea să ne primească cu brațele deschise, dar apoi când să plecăm o să se audă vocea aia. Atenție, se închid ușile. Da, n-am urmărit să văd de aproape dacă se mai ține campionatul, dar... Da, nici eu, sincer, n-am fost curios să mă uit. Și e foarte greu pentru alte țări să țină, pentru că e foarte costisitor. A, da, doar ei au fost singuri. Și cred că se găsește totuși cineva. Că... Nu știu ce să zic, din ce am înțeles, au buget cam vreo 2 milioane de dolari pentru fiecare campionat al artiștilor. A, n-ai nici tu cash, deci nu? Asta zic, eu mai am un milion la mine. Eu aștept nunta din weekend. Și abia după că poate faci, da, da, poate facem ceva la șpagă. Dar ce faci, sora mea, furi baia cu dar? Lasă că nu știi că tu, când toată noaptea, normal că de la 2 milioane în sus. Bine, poate mergem la nunta domnului, cum îl cheamă, din partid, că am înțeles că a invitat toată România. Ah, da, da. Am văzut ceva pe internet. Numele lui, că n-aș scapă partea mea și nu prea sunt atent la aceste detalii, dar am înțeles că am invitat toată lumea. Dacă ar da toată lumea dar acolo, poate vorbim cu el să ne dea ceva să facem și noi campionatul mondial în România. Păi poate în scopul ăsta a făcut invitația, da, vă face o surpriză. Da. N-ar fi rău era cu fotbalul fan. Și când aveți următorul cantonament la Cheile Grădiștei? Încă nu s-a decis, dar e în discuții și treaba asta, că trebuie să ne mai reunim. Doar că vara, știți cum e, mai greu, că toată lumea are evenimente. Cred că pe timpul toamna. Săptămânii doar să prinzi așa. Doar așa, ceva. Da. Doar așa dacă putem. Și luna e greu. Cum vine vara, nu ne mai strângem așa mulți. Că mai e căldură, mai pleacă la mare, mai în concediu, mai... Știți cum e vara? Fiecare își vede de alte lucruri. Dar am vorbit de cele mai amuzante faze din Naționalul Artiștilor și unele, din cantonamente. Ce a putut fi dat la televizor? Dar zi cea mai amuzantă... Cel mai amuzant moment de la o cântare, nu știu, cu vreo fană sau s-a întâmplat ceva, s-a oprit microfonul, că tu ai foarte, foarte multe, nu știu, gândește-te acum. S-a oprit microfonul de multe ori și... Bine, am avut asta, uite, chiar la... când făceam cantonamentul la Predel. Și eram pe scenă și, mamă, eforia aia, nebunia. Eu am făcut și, uite, că nu știa lumea, am făcut și dansuri populare vreo 8 ani de zile. Ei, și a început, da, foarte puțin, doar 8 ani de zile. 8 ani, știi? Ei, da, doar început, așa. A început o deloc piesă populară, da, așa, pac, și m-a luat pe mine amintirile, mă chinuiau și am început eu să fac niște pași acolo, aveam niște blugi ăștia mai strânți, ei, și la un moment dat s-a dat drumul la aerisire. Și m-am liniștit, mi-a strâns picioarele, era în spate un set de tobe, m-am pus la tobe, băteam așa acolo cu mințe. Și ăștia făceau, dar hai domnule, că eu făceam, le puneam piesele, le făceam sunet acolo, nu, lasă că eu reglez de aici. Dar hai la următoarea piesă, că nu, lasă că eu mai bat aici. Și mai așa, stai cerut, că eu am o treabă. Da, i-am cerut din coleg un sacou, îl țineam așa în față, m-am zis repede în cameră, m-am schimbat și acoperit. Dar ce, domnule, era o rușine din pasiune? Ei, bine, din, da, acum ce să vrei. Dacă era și vară, poate nu zicea nimeni nimic, dar iarna să fac pantalonii trei sferturi așa de la jumate, nu prea indicat. Da, așa au fost multe de-astea pe scenă și cu fanii, cu fanele care plângeau chiar. Păi spune-ne, știu cu... că ați avut concerte atunci cu Bogdan și în afara țării și atunci. A, da, în Albania, iar am avut un concert. Și am văzut și noi, când am plecat la aeroport, două, trei afișe. Zic, am să ne oprim și noi să facem o poză, că cine știe, nu mai prindem. Au pus ăștia trei afișe, cred, câte să pună oamenii. Dar ăsta tot făcea șoferul și care ne ducea. Nu, lasă că o să aveți, o să aveți. Zic, ne arde, stai că am făcut poză și cu afișele. Poate facem când plecăm spre București. E, și când ajungem la club acolo, era un afiș de la de 10 metri pe 5. Cu noi, cu concertul, zic că am avut dreptate asta, da, zic, băi, ești făceai cu ăla în aeroport. Da, era, mai bine făceam cu ăla, că la ăștia nu ne vedem noi la afișul ăsta. E, și intrăm, începe piesa, că tot vorbeam de Miritmo, că a făcut atâtea vizualizări și aveam și coreografie atunci. Atunci știam și eu coreografia la când am filmat videoclipul. Ei, ce a fost surpriza în club, că majoritatea știau coreografia și nu mai știam eu. Eu mă uitam, mă uitam la Bogdan, zic, Bogdan, ăștia știu cum e clar. Păi ce faci și tu? Da, stai un pic, eu am și un pic de treabă acum. Și ce a fost o fază tare în Albania? Aveau ei un trend acolo, cu un spray, sau nu știu ce era, cu un deodorant, dădea cu bricheta și dădea ăla cu spray-ul pe-n club.
știi? Și m-a rămas să șez, bă, ce vă să ne dea foc sau așa e? Așa era coreografia. Da, e nebunie aici în Albania. Să da, și făcea ăla, era cu brică, făcea cu dalea pe-n Cluj. Dacă dă de vreo o fată de-asta cu părul mare, s-ar putea să o tundă. Păi și fanele plângeau, ai zis? Nu, am pățit prin București la festival, bine, dar asta așa mai e, și cu și oameni cu probleme și nu prea, dar nu știam, mă luase un bodyguard, domnule, vin afară că plânge cineva, să zic, bă, ce naiba am făcut, zic, mi-am dat banii, ce-am făcut, am datorie, ce-am făcut, de-aia m-am dus, am dat. Vreo colegă din liceu a uitat să o sun. Da, mă uitat să, nu știu, n-am plătit întreținerea, nu știam cine era administratora, cine... E, și m-am s-a făcut poze, am făcut autografe, acolo am dat autografe și s-a liniștit situația, nu era nicio panică, totul s-a rezolvat. Vezi, cu fanele cam... Hai că e să complicat. Zici că femeile sunt mai așa, mai efervescente, la bărbați e mai... Sau ce n-am înțeles cu... Aia, ce mare lucru ți-am făcut, am trimis o floare. Cu fanii n-am înțeles treaba aia, când se dă autograf pe mână, vin copiii și cu astea, cu markerul sau cu pixul. Deci aia mi se pare, nu știu... Pe mână? Da. Zic, da, n-ai un pix sau să vin să dai pe tricou. Zic, vrei să stric tricoul ăsta, să nu-l mai porți. N-ai tu, mai bine facem o poză. Deci n-am pățit la un concert undeva, dacă n-am dat autografe, am făcut tatuaje pe mână la copii. Eu nu scăpă, n-ai venit, am încercat să le explic. Dar nu e ok, că nu e ce să te faci. Păi poate ei după aia își fac o poză, știi? Poate, da, poate nu s-au mai spălat 2-3 ani, cum mai știu. Să rămână tatuajul. Da, au fost multe situații de-astea, unele amuzante, unele mai puțin amuzante, da. La tricouri e ca la fotbaliști, că așa se face la fotbaliști, exact. La sportivi în general. Da, da, să iei de la cineva care, nu știu, eu cred că trebuie să fie prea mare ca să poți. Ai luat vreodată un autograf de la cineva, ți-aduce aminte? Cântăreț sau... Oricare din variant. Da, și de la fotbaliști, da, am și o situație, o poveste foarte funny cu tricoul. Am luat de la Steaua 86, am reușit într-un an, de fapt în vreo 2 ani, cum jucam la Cheile Grădiștei, se iau de la toată echipa, Steaua 86, pe un tricou. Mamă, deci a fost, era, bă, dați, pentru mine era visul meu, ca să zic așa, să iau... Pentru mulți e un vis, da, adică multă vorba lume, vine, pentru multă lume se că uită nu... și-ar dori. Și-ar dori, dar nu reușesc. Ei, și ce să vedeți, să-l pun eu pe... Am zis că o să-i fac o ramă, n-am apucat să-i fac, l-am pus pe perete așa. S-a mai pus praful, nu o să zic pe el, dar dacă îl scuturam de 2 ori, era ok. Ei, și soția a vrut să fie foarte conștiincioasă și l-a spălat. La mașină de spălat. Și l-a pus în dulap. Și mă duc în dulap, după ce ne-am mutat în altă locație, îl văd acolo, că se vedea galben, nu l-al vedeam, zic, gata, ia să-mi iau să-mi fac eu tricou, să-l duc, să-l înrămez. M-am dus, l-am luat. Zic, mă, poate aveam, cred că aveam dublură la asta, nu mai știu. Nu era ăla cu autografe, nu mai avea nimic pe el. Era galben. Și zic, cred că mai aveam unul ca ăla. Eu încercam totuși să mă păcălesc, să nu cred. Sperai, da, că să nu cred treaba asta. Mă mai uit, mă mai uit și zic, dar tricoul ăla care era, știi ceva de el? Păi ăsta e. A, deci ăsta e, da? Ăsta e, ok. Da, l-a spălat că era plin de praf. Bine, s-a spălat și cu... E ok, nu e problemă. Da, asta că o să mai facem, dar nu, nu s-a mai putut, din păcate. Dar de la cine era autograful? Era tot echipa, de la... Steaua 86. Toată forma, luată toată forma. Da, da, am reușit păi să... Păi și de ce când v-ați mai întâlnit nu te-ai dus cu tricou? Din zici, păcate, unii dintre ei... Știți, tot eu sunt, da, dar tricoul meu e același, de fapt. Dar, din păcate, unii dintre ei nu mai sunt în viață. Chiar, cred că în 2-3 ani au reușit să zic, că nu veneau în fiecare an toți. O dată veneau o parte, o dată... Așa îți luai același tricou ca să îl semneze? Da, chiar pentru mine a fost, dar asta e, n-am ținut. Am mai avut ea cu biletele, iar o fază cu soția. Tot așa am luat eu la un meci, juca Steaua cu City, cu Manchester City. Și am cumpărat eu la 8 prieteni biletele. Și mi le-a aruncat, că a zis că nu mai sunt ok. De ce? Eu le-am pus într-un loc acolo și a crezut că nu mai... Că nu-ți mai trebuie. A crezut că a fost meciul. Băi da, vorba ta, deci nu. Pentru că voi, da, sunteți foarte așa. Să trecem mai departe și... Noi trebuie să fie atent, curat, da, în casă. Să fie curat, normal, și le-a aruncat. Și zic, da, biletele, a venit ziua meciului? Ce, da, sau și-a dat seama și s-a făcut că nu știe prima dată. Că a crezut că... Nu știu. Dai seama, că mi-a aruncat o biletă, a crezut că o să sărim de la etaj, dacă asta e, se întâmplă, ce să-i faci? Mi-a zis, nu, cred că l-ai pus în altă parte. Zic, bă, îmi dădea mie acum, bă, le-am mutat eu de aici. Le-am luat, le-am pierdut. Unde le-am pus acum? Că eu știu că aici le-am pus, când plec să le iau direct. Nu, am întrebat, mă, sigur, nu, după aia mi-a zis, da, le-am aruncat eu, dar acum ce? Da, zic, ce să fac, am mai cumpărat toată biletele, m-a costat meciul la dublu.
Bine, și prietenii, că aia e cea mai tare fază, că le-am zis, bă, te-am luat iară biletele, domnule, că nu trebuia să iei, că mergeam la un meci, la asta, la un televizor și vedeam meciul, zic, da, mă, sigur așteptați voi să nu iau biletele ca să faceți mișto de mine, după aia tot anul, zic, lasă, nu, e bine așa, am luat de două ori ca să fie bine. Dar astea puțin erau biletele tuturor la tine? Da, da. Păi da, eu m-am fost organizatorul. Am era biletul tău și biletul pentru încă o persoană. Nu, sau... am fost organizatorul să iau și ne-am strâns 8. Și acum cine ia? Iei tu biletele. Le iei, da. Și le-am plătit de două ori. A fost mișto, ce să zic. Experiența. Da. Și în buzunar am simțit experiența foarte bine. Că mai ales că n-a fost un meci, da, chiar... Da, da. Mai ales în ziua meciului, știți că se cumpără mult mai ieftin. Da, da, cât de curat era în casă. Da, bună, da, adică senzație. Măcar bă, atât... deci o curățenie, lacrimă era. Lacrimă peste tot. Deci morala poveștii, acum înainte să arunci o hârtiuță, asta îți mai ori, trebuie. Da. Verificați. Mă întreabă de două, trei ori. Ambalajul de la ciocolată îl mai vrei? Da, da. Mai țin un pic, poate. Mai mirosim două, trei zile. Dacă tot ai zis de ciocolată, hai să ne zici și ce mănânci tu. Că eu știu ce mănânci, dar vreau să aflu și lumea ce mănânci. Bine, de fapt, da, vă zic ce mănâncă. Meniul e foarte simplu. Deci curare și este criminal. Pui... Mai pui odată, nu mai pui, că deja ai pus de două ori. Pui nu și ei. Pui. Da, eu mănânc doar carne de pui. Deci atât, brânză, brânză nu contează de orice fel e. Așa, roșii și cam atât. Mai mănânc niște mici, să zicem, câteodată, dar nu așa odată la mult timp. Carne de porc, cred că mănânc odată la câțiva ani. Dar așa. Nu mănânci pentru că nu-ți place? Nu sau? Pot. Nu. Nu am poate. Un antivirus care se activează și... Am înțeles. Deci, crede-mă, mergem pe la evenimente, da? Și vin fonfleuri, patăie de gâscă, care a respirat două ore înainte, care a fost inu, care nu știu ce. Rechim Rare de râu. Zice, poate, nu spărați. Un șnițel puteți să faceți sau un piept la de mine, pui? Dar eu le stric tot timpul. Păi, dar domnule, dar aveți o vită. Șnițel. Mai ales la câte evenimente merg la anunț. Când văd și vine aperitivul ăla și sunt mulți care și-au dalea, cum pun urme de așa. Picrele, toate și culorile. Da, eu mă uit și da, așa. Deci să trecem mai departe. Vedem poate la următorul mănânc ceva. Da. Deci nu ești pagubă la casa omului din punctul ăsta de vedere. La sală mergi? Apuci să mergi? Cu sala, sincer, nu mă pasionează. De ce să zic că nu mințim lumea? Nu mă pasionează niciodată sala. Nu, n-am putut să fac niciodată. Maxim bandă sau așa. Dar rest nu, fotbalul... E, vezi, sau alergare. Mă simt mai puțin prost acum că nu mă duc la sală. Da. Mai, de ce? Mai găsesc oameni care empatizează plecat, cu mine. Am plecat grăbită și Cristi îmi spune, dar unde pleci, mă, așa grăbită? Zic, băi, lasă-mă că mă duc la sală. Zic, plouă, dar vreau să trag de mine. Și nu, tonul nu era. Mă duc la sală. Da. Așa era la sală. Ce avea un meniu și acolo? Am ajuns pe Bulevardul Chiselef, ploua infernal și m-am gândit, dar mai bine mă duc eu acasă și beau un pahar de vin și mă curc. Da. Păi asta zic, las, știi cum e vorba aia, las de luni, de luni. De luni, atunci s-a rezolvat, nu se poate și cu tine. S-a rezolvat, nu s-a putut săptămâna asta. A fost o exorsiune a unui așa. Degajament și n-am mai ajuns. Și a plecat. Și dacă plouă, n-are rost să te mai duci, că după aia trebuie să te întorci și se aglomerează. Iar faci duș, te plouă, iar trebuie să faci duș acasă, adică nu e ok. Da, dar știi că sâmbătă avem nuntă și o să mă țină rochia. Trebuia să merg la sală. Asta este. Hai, mă, ei, aia e. Deci, dragilor, pentru un număr mai mare. Exact. Așa e, da, dar ei nu mai am timp. Cu 0722 în față. Pentru nunți, botezuri cu metri, Diana Enache, Adrian Enache, Rareș Varniote, vă oferă spectacole de senzație. Sunați-ne, și veniți la noi și cu piesa. Da. Împachetăm pe astăzi, Rareș, ne bucurăm tare mult că ai venit pe la noi. Vedem, suntem cu ochii pe Naționala Artiștilor și pe ce faceți voi. Diana, să nu te mai văd săptămâna asta, ne vedem săptămâna viitoare. Bine. Gata, dragilor, pe mâine ne vedem tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV.